Slăviți să fie Domnul! Amin! Parcă fratele ce o cântam înainte a zis, Doamne, parcă mă văd pe mine la bătrânețe că eu am o vorbă. Un pocăit se încălzește de la 7 cântări în sus. Și în seara aceasta, după masa aceasta, am emoții, nu că stau înaintea dumneavoastră, am emoții că stau înaintea lui Dumnezeu, care este Sfânt de trei ori Sfânt, slăviți să fie Domnul! Mă cheamă copilul lui Dumnezeu, numele meu nu este important, numele lui Iisus Hristos este cel mai important, slăviți să fie Domnul! Am 28 de ani, 5 băieți, sunt în căutare de nurori, sunt în Augsburg deocamdată. Dacă ar fi să vorbesc despre sacrificii, m-ar trebui 3 zile să vă povestesc, dar de-a dată vreau să rămân la doar în un demn și Domnul să binecuvinteze pe toți cei 7 care în seara aceasta, după masa aceasta, vor încheia un legământ cu Domnul. Cine se grăbește în lucrarea Dumnezeu va avea de suferit, viu este Domnul. Lăsați lucrarea Domnului așa cum a lăsat-o Domnul. Amin. Să ne bucurăm, aleluia, să ne veselim, că nu ne vom mai întâlni cu această zi, pentru că este sărbătoare de 70 de ori, câte 7 este sus în cer, sărbătoare pentru că 7 suflete încheie un legământ cu Domnul. Și ar trebui tot hoful să fie plin de bucurie, pentru că îngerii, serafimii și îngerii cântă, Sfânt e Domnul, pentru că încă 7 oameni au mai venit la picioare Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Să-i pe Duhul Sfânt! Aleluia! Iisus Hristos și-a luat haina de milă în această după masă. A trecut pe între rânduri și se uită la oamenii care sunt cu capul în jos și vine și îi prinde așa de bărbie și ridică în sus. Și zice, viteazule, privirea în sus! Tu ai făcut un legământ cu mine, cu cerul! Privește de unde vine izbăvirea! Pentru că nimeni nu este vrednic să stea înaintea lui Dumnezeu, pentru că e prea sfânt! Ne-am topit dacă am stat înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, face un favor pentru noi în această zi și coboră pe Duhul Sfânt între noi și ne viorează, slăviți să fie Domnul! Și stăteam așa în Duhul lui Dumnezeu și m-a arătat Dumnezeu biserica tristă, posomorâtă, lovită din toate părțile și a zis Domnul, eu am să o ridic! Eu am să o întrez! Eu m-am dat viața pentru biserica aceasta! Tot eu îi vin în ajutor! Pentru că eu sunt Domnul, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul! Hristos este Domnul! Shannabu hobe neganto memenigot! Dacă sunt vase care unde lemnul este pe gata, în această zi, cel care are un de lemn fără sfârșit, vrea să toarne în vasul tău. Spune, da, Doamne, toarne-mi bine, Doamne, un de lemn, Doamne. Fără bani și fără plată, Fiul este Domnul. Șamana Calubut. Hristos ne iubește. Cât de departe cerul față de pământ a îndepărtat despre noi. Stăteam cu Călin în mașină și îi spuneam, Călin, tu vorbești de unul și de altul care a fost în lume. Dar vine să crezi că în dreapta ta un fost drogat, un fost alcoolist, un fost mincinos, îți vine să crezi? Dumnezeu schimbă pușcăriași, Dumnezeu schimbă curvari, Dumnezeu schimbă temeciști, Dumnezeu schimbă alcooliști, Dumnezeu este viu! Și este un foc și mistuitor. Și din grădina mea Dumnezeu a luat 10 flori. 10 flori. Dacă aș întreba tinerii, dar nu-i momentul acesta. Maxim un an de zile, voi trebuie să dați îndemn, să cântați și să lucrați pentru Dumnezeu, că vremea e scurtă! Nu-ți mai trebuie teologie să-ți umpli capul de versete să nu le împlinești, nu! Dacă Tatăl nostru care ești în cerul îl știi, împlinești! Dacă Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, împlinește! Dacă Psalmul 91 știi cel ce stă sub ocrotirea celui plănat, împlinește! Dacă Psalmul 51, sfericit de cel cu fără de lege în tată și cu capul gatul acoperit, împlinește! Dacă știi Psalmul 1, nu stai nici pe scaun, nu te duni la scaunul celor bajucători, ci zi și noapte cei 7 care au încheiat astăzi un legământ cu Domnul, cugetă zi și noapte asupra legii lui Dumnezeu și face o plăcere imensă un om după inima lui Dumnezeu. Să fie și un om, un om care s-a prins o scânteie în biserica aceasta. Să fie un om care e gata pentru sacrificii zi și noapte. 24 cu 24, adia ce să scrie pe el. Mașina lui este mașina lui Dumnezeu. Soția lui este soția lui Dumnezeu. Copiii lui sunt copiii lui Dumnezeu. Tot ce are în mine să aibă suflare, să laude pe Domnul.
egoic. Fa mea ca hrana slag. În această după masă sunt oameni legați, care Hristos îi dezleagă. În această după masă oamenii sunt târâți în orori, care Dumnezeu îi ridică și le dă oamenii curat. În această după masă Duhul lui Dumnezeu îmi spune că sunt oameni care și-au pătat ochii, care vor să facă un legământ cu ochii lor, așa cum a făcut eu. Lăudat să fie Doamnă! Lăudat să fie Doamnă! Doisprezece, de când mi-a spus da lui Hristos. Dacă atunci, frații, mă întrebau, vezi că dacă ți-a Domnul tata, te lași? Nu. Dacă ți-a Domnul mama, te lași? Nu. De la 7 ani am avut o frică și am zis, Doamne, orice, mama și tata nu mi-l lua, te rog din inimă. La 23 de ani, am 28, luna viitoare fac 29. La 23 de ani, a sunat telefonul, eram la un botez, în Stuttgart. Suna telefonul și telefonul ăla n-am mai căpătat nici aer, n-am mai putut să vorbesc. Două luni de zile n-am putut nici să mai cânt, nici să mă mai rog. O spus, este un accident grav de la Rad la Deva. Părinții tăi au mers cu ajutoare împreună cu cumnatul tău și acolo au murit toți trei. Astăzi este o zi de sărbătoare. Vreau să vă spun că eu nu sunt orfan. Am un Dumnezeu. La 12 noaptea când îl chem, am avut copil orb. Am chemat pe Dumnezeu care este sfânt. Dacă nu crezi, vezi că te arzi. L-am chemat și a zis, Doamne, știu că Tu ești un Dumnezeu viu. Și a zis, eu am îngăduit ca să mi se vadă slava și puterea. Că ceilor săraci, că zice mulți, Duhul Domnului este peste mine, căci m-am să vestesc un an de îndurare celor săraci. Și tu mergi mă la bogat, ascultă-mă. Dacă îți părăsești biserica, e bai, dacă o vești, bai, Hristos a murit pentru biserică! Hristos a dat viața, El a răscumpărat-o prin sângele Domnului Iisus Hristos! Fii un om în spărtură, fii un om non-stop pentru Domnul! Și vei avea 100 de mame, aproximativ le-am numărat, cred că am mai multe. 100, peste 100 de tați, oriunde mă duc, vreau să fiu tatăl tău, slăvit să fie Domnul! Nu-mi trebuie nimic numai să se roage pentru mine. Pentru că m-am armat în armata lui Dumnezeu. Și când mergi într-o biserică și te legi de un stup de albine, toate albinele alea vin pe tine, dar am pe cineva care este tare, vrednic de laudă și de cinste, este Dumnezeu Jehova Ine. Și voi nu v-ați făcut cu un Vodafone, voi nu v-ați făcut cu un Sparkasse. Voi v-ați făcut de a face cu un Dumnezeu chiar când mamă și tata tot te va părăsi. Eu sunt cu tine și nu te voi părăsi. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Când aduți aminte că n-ai mai avut niciun ban și toți te-au părăsit și nu mai fost niciunul lângă tine. Cine a fost lângă tine? Cine? Iisus Hristos! Lăudați să fie Domnul! Dumnezeu se folosește de copii. Dumnezeu se folosește de tine. Dumnezeu se folosește de cei vârstnici. Pentru toate aceste lucruri, Domnul să fie lăudat. Aleluia. Nu știu dacă ne vom mai întâlni, eu mă mut cu totul România pentru lucrarea Domnului, pentru Oltenia, Moldova, așa mai departe, unde mă trimite Duhul lui Dumnezeu. Aș avea multe să vă spun, eu vreau să mă limitez la aceste cuvinte. Și o să ne întâlnim într-un loc unde să nu mai predice nici Adi, nici Daniel, nici nimic. Și ce facem acolo? Bucurie în Duhul Sfânt! Mama și tata care ai pierdut-o, n-ai pierdut-o, te așteaptă acolo sus! Ai pierdut soția, ai pierdut soț, ai pierdut copii, acolo sunt toți un ciufăr. Dacă pere din cap ne sunt numărați cu atât mai mult, dacă Domnul poartă de grijă păzărea cipriilor, cu oricât mai mult nouă. Am văzut aici o femeie care plânge una într-una. Vreau să spun un lucru. Lacrimile tale sunt puse în burduful lui Dumnezeu. Și cauza care tu o duci înainte de Dumnezeu va fi, da, rezolvat. Că e Dumnezeu care îi pasă de tine și lacrimile tale nu sunt în zadar. Chiar dacă nu poți să stai pe picioare, chiar dacă ești frântă, chiar dacă ești obosită, Dumnezeu are milă de tine, slăviți să fii Domnul. Haideți să ridicăm în picioare. Marea însărcinare a ucenicilor, știți care este? Mergeți și toată lumea și propovădiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Amin. Punct. Vreau să spun un lucru. Dacă v-ați botezat, tinerilor, te ierta Dumnezeu de droguri, te ierta de alcool, te ierta de toate lucrurile și te-au eliberat de toate aceste lanțuri, ai o datorie sfântă. Oriunde mergi, mergi la locul de muncă, o știu că tu bărfești, tu de azi mai bărfești. Spui, auzi, dacă vezi o schimbare în mine, este Dumnezeu.
Dacă respir aerul pe care e gratis, care mi-a dat Dumnezeu, este că Dumnezeu m-a iertat și m-a eliberat. Nu vrei și tu să beneficiezi și să duci la biserică. Mergeți în toată lumea și propodiți-vă egal, orice ce-ai făcut. Slăviți să fie Domnul. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Vă mai spun un lucru și mergem în rugăciune. N-am nimic cu internetul, nici cu Facebook-ul, nici cu nimic. Duhul Sfânt mi-a spus așa. Fiți live cu cerul. Manaka da gut. Shkumene kube haust. Manaka lo hui viki dai. Nas naka mahat. Sparakat nobene kante ne kote gobiet. Dacă veți fi de legătură curat, fiți live cu cerul. Fiți live cu Dumnezeu. Dumnezeu cere sinceritate maximă. Dumnezeu cere ca să fim ca niște copilași. Fiți ca niște copilași. Asta ceartă mâine să împacă și nu pune soarele peste mâinile lor pentru că sunt copii născuți de Dumnezeu. Așa să vă ajute Domnul. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze biserica să oferească de accidente. Amin. Dumnezeu să oferească de despărțiri. Amin. Dumnezeu să oferească de bombe. Amin. Spuneți amin. Amin. Dumnezeu să oferească de războaie în întunericul. Amin. Dumnezeu să oferească de divorțuri. Amin. Amin. Și Dumnezeu să lase ca biserica să fie nescătoare de copilași. Domnul să binecuvinteze. Nu vă dau niciun motiv, că voi aveți destule motive să vă rugați Domnului. Dar în această rugăciune vreau să fim sinceri, Dumnezeu. Nu ne mai rugăm pentru ce ne doare pe noi, ne rugăm pentru ceilalți. Doamne, biserica ta suferă pentru tine. Dacă un păstor astăzi are corona, toată biserica, 500 de persoane trebuie să stea acasă. Nu-i corect! Nu-i corect. Dacă ceva se întâmplă cu măștile și cu toate lucrurile care voi le știți, știți cine suferă? Biserica. Eram în Timișoara când m-a trimis fratele Daniel, m-a trimis acolo și seara trecând cu niște tineri, am văzut discotecele unul lângă altul stăteau la piscină, nu le dă nimeni amenzi. În Timișoara, la biserica lui, m-am mers acolo și am amendat și cu jandarm și cu poliție. De ce? Că biserica este persecutată și noi trebuie să ne bucurăm că vine Domnul. Vine Domnul! Știi ce trebuie să zică copiii Domnului? Maranata, vină Domnul! Intrăm într-o rugăciune sinceră, înainte lui Dumnezeu. Doamne, suntem în casa Ta. Ne descălțăm de orice răutate. Dacă până astăzi am bărfit, de azi vrem să nu mai bărfim. Dacă până astăzi am judecat pe X și pe Y, vreau să stau la masă cu El și să mă împărtășesc de sângele și trupul Tău, că nu știu ce mă aduce ziua de mâine, amin? Măi, trebuie să cerșesc amin de la voi! Domnul să vă binecuvinteze! Domnul să vă binecuvinteze! Cinci oameni. Amin. Voi știți ce înseamnă binecuvântare? Tu dai 5 euro și Domnul îți dă 5 ani viață și beșu pe Hamas. Mă, nu ce spun? De ce înseamnă binecuvântare? Poate tu faci o mică parte și Dumnezeu îți dă sănătate să nu dai bani pe pastile și să ajungi la Krankenhaus, în spitalul în Germania, la cei mai buni doctori. Că nu doctorul are ultima șansă. Dumnezeu. Aleluia. Dumnezeu, slăbi să fie Domnul. Haideți să intrăm în rugăciune. Doamne, Tată de Cer.